Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ce părinis! Zucăr, am început bine! Se vede, te-ai stropit toată! Nu, nici nu mă mai interesează. Am câștigat detașat. Felicitări, Tania! Ești minunat astăzi! Bravo, fetiță! Am fost mândră de mine și mă bucur mult de tot. Contează foarte mult și 2 minute în bucătărie sunt multe, mai ales 10. Sunteți atenți, dragilor? Putem merge mai departe? Nu, nu! Aoleo! Primul pas de în sezonul 13 la Betas. Bine! Am o amuletă. Fai, inima mea. De care v-a fost frică, dar a venit vremea ei. Sună așa. Poți schimba orice concurent din echipa ta. Am venit-o. Aie. Cu oricare altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur. Ne-a topit. Fa. Yeah, guys, I can't do nothing. No. Plecați, nu pot să fac nimic. Trebuie să vă pregătiți mental. E amuleta mea, e muncită de mine, o merit. Cred că nu aveți nimic împotrivă. Puteai să mai aștepți o zi, două. Da? Chiar așa. Dar știm cât ești de afurisit. Sunt afurisit. Sunt dornic de victorie. Da. Și... e o decizie foarte grea. Da, imaginez. Am pe cineva de la tine din echipă, dar am pe cineva și de la Orlando. Ah, credeam că de la tine din echipă, ce m-a speriat. Și de la mine, da, o să aveți pe cineva de la mine. Asta zic. Nu prea văd bine așa. Andreea, dă-te și tu puțin mai așa. Gira-te, un popiula. Mi fai un sorizo? You think about you, man. I love this guy. Nu-mi interesa propriu. Orlando, faci pentru să râs? Un zâmbet, ceva? Nu mă vezi, sunt zâmbitor tot. Varză, cum ești? Ești bine? Sunt ok, sunt... Ești bine? Da. Eu cred că ție îți lipsește ceva. 10.000 de euro. Pe lângă asta, 30 poate, vezi că e 30. Da, nu, 10 mă mulțumesc să-mi iau o mașină. Cu 10 te mulțumești, da? Da. Mă, vine Varză la noi în echipă, ești nebun. Te-am văzut trist ieri. Nu, eu? Da. Mă, fost eu. Aveam tot un zâmbet, era... M-ai indus în eroare atunci. Eu sunt vesel tot timpul. La fel cum m-ai indus în eroare și zâmbetul Adnanei. Adnana a zis că vrea să muncească numai cu mine. Exact, deci uite ce bine stă rost. Nu vreau să văd, nu vreau să văd. Când am zis că merge, schimbați echipa. Nu vreau să au niciun comentariu, nu vreau să văd nicio grimasă. Bă, tu ce vrei să vezi? Bă, tu ce ești? Șeful meu? Nu vrei să vezi? Se schimbă și gata, da? Nu mă interesează pentru că se va face doar ce spun eu în momentul ăsta. Mamă, a venit Mesia. De data asta a venit Mesia. Am muncit, știi foarte bine cât am luptat. Avem și noi amulete, eu nu aș râde așa de mult, dar... Bineînțeles, toată lumea le-a muncit și poate să le folosească când vor și cum vor. Da, da. Alex, să știi că și eu am amulete. Hai, nu se aștept. Ai și amulete. Ai și, amulete? Da, și eu le dau. Și ce putem să facem? Putem să o anulăm pe asta cumva? Da, am o amuletă că pot să o anulez, dar... Da? De ce să o anulez eu? Hai tu chiar asta. Voi vă ce băia de ce să o anulez? Okay, eu mă distrez acum. Să mai scurtăm puțin. Nu, eu sunt zâmbet tot. Zâmbet. Pentru tine fac asta, să știi. M-am gândit că ție îți lipsești un companion, un prieten foarte bun. Bravo, bravo, așa te vreau. Eu am prieteni aici. Ai unul și mai bun. Nu cred că pe mine mă schimbă. Mai aș pățociul ăla. Cătălin. Nu te cred. Da, șef. Îmi pare foarte rău. Nu se cred. Doar că trebuie să fac niște schimbări. Te rog să mergi în echipa lui Orlando. Gata, șef. Bă, când am auzit așa să mă vândă în halul ăsta, bă, nu mă așteptam. Asta a fost, că nu mă așteptam. Feeling-ul meu așa mi-a spus să țin fetele în echipă, sunt mai ascultătoare și am vrut să schimb pe Cătălin. M-am gândit că e mai bine lângă Varză. Ceva, mă, prietene.
Sper să mă lași mai mult, șef, cu Cătălin. Ce cred? M-am liniștit un pic. L-a dat pe Cătălin Țociu, care mi-este prieten și cu care am fost de la început. Și în bootcamp și peste tot și pe mine m-a bucurat. Sincer, am fost foarte surprins. M-am mai trecut prin bucătării, l-a făcut niște cursuri și m-a surprins într-un mod plăcut, să fiu sincer. Asta e bun deja, gata! N-a salvat! Gata și... Iar în echipa mea... Hai, Simi, hai. O să fie bine și acolo. Da, să dau asta să fie. Ești cu noi. Baftă multă. Mulțumesc, da. Nu știu, sincer, mi se făcea rău, efectiv. Eu nu vreau să plec din echipa asta, mă simt foarte bine aici, m-am unit foarte bine cu echipa. Eu sunt o persoană care mă atașez foarte repede. Efectiv, nu mai înțelegeam care e strategia lui șef Sauner, adică nu a fost o pură întâmplare să a luat Mihai 20 de puncte, hai să luăm pe Mihai. Bineînțeles că l-am luat pe Mihai, nici nu se punea problema, îl urmăresc pe Mihai din audiții. Alex, ai luat... Nu fi supărat! Pe cuțitul meu de aur! Acum trebuie să ții cu mine, nu? Atunci când l-a luat Ștefan, era singurul cuțit de aur care mai era în joc. A fost invidios pe el, recunosc. De atunci am început să-mi fac strategia. Nu l-am luat din prima etapă, pentru că am vrut să văd ce știe. Dar după ce a fost ieri la individuale și am văzut ce gătește... Dar ce a așteptat o zi să vezi ce se întâmplă. Are nevoie de Mihai, pentru că echipa lui cam scârție. S-a văzut la proba eliminatorie de aseară. Punctaje mici, cuțitului de aur, punctaj mic. E, și vrea să-și ia un băiat bun, care eu cred are șansele să ajungă în finală. De-abia acum înțeleg eu tactica. Tu nu ai cum să ratezi când îi se reduc gradele și nu mai este cuțit de aur. Este jucătorul, pentru că era cuțitul de aur al șefului Ștefan. Ne așteptam să-l ia. Cu fața, cu fața. Mulțumesc, eu zic că mi-a plăcut. Ok, îl ia pe Mihai, nu pot să trec foarte ușor. Îmi pare foarte, foarte, foarte rău de acest băiat, dar totodată îmi pare bine pentru el că va continua în această competiție, indiferent în ce echipă. Am simțit nevoia să-i spun că el trebuie să facă ceea ce știe el cel mai bine și dacă el este bun, nu contează că este la mine în echipă sau la Alexandru, el va ajunge departe. Dus, mă, am fost. Hai. Deci eram în stare de șoc, m-am trezit abia când ajunse poliția. Păi plec în echipa cealaltă, ce fac? Ce rol am eu în echipa aia? Nu știu cum o să interacționez cu echipa. Nu știu dacă o să fiu bine primit. Hai, hai. Bravo, mă! Bine ai venit la noi în echipă. Să-ți fie foarte bine. Bravo, șef! Bine, mă. Din punct de vedere sentimental, mi-a părut rău. Pentru că eu cu Cătălin am avut așa o apropiere, o chestie... Din punct de vedere profesional, am câștigat un om mai valoros. Toată echipa s-a bucurat când a venit Mihai. El lucrează în bucătărie, are experiență. L-a luat pe cel mai bun, are strategie, șef Alexandru. Bine ai venit! Capul, nu am găsit. De Mario nu eram mulțumit. Deci asta a fost strategia mea, să-i pun unul lângă el, să-l aduc cu picioarele pe pământ și plus valoare pentru echipă. Da. Trebuie să fim foarte buni, da? Exact, da, suntem toți șapte. Și mie pare rău, dar ne bucurăm că avem un nou coleg. Dăm înainte, da? Și suntem șapte oameni buni, nu suntem cum șapte. Cum spuneam, 13 aperitive, toate trebuie să fie pe aceeași farfurie. Iar farfuriile sunt un număr de 14. Ok. 14 plates. V-am explicat și ieri, 11 pentru zâne, una pentru poză, una pentru șefi care vor gusta și una de rezervă. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!